Bine v-am regăsit, prieteni! Bună dimineața, așa mai cu întârziere, mai de sâmbătă, mai de weekend. Uite, mă gândeam, bă, ce tip fain e Florin Câțu, bă. Bă, cum ne face el weekendurile frumoase? Omul vine din bancuri, știi? Este bancul ăla, cred că vi l-am mai spus, în armată, ardeleanu, moldoveanu, olteanu, se întâlnesc pentru prima dată după depunerea jurământului, ardeleanu cu obsesia lui, domnule, când putem merge acasă, când prindem o permisie, moldoveanul ca la ei, băi, zici mie cum e mâncarea aici, că vreau să fie burdihanul bun. Și olteanul, zi mâncați așa cum ajung și o sergent să iau o funcție. Sigur că noi, ardeleni, moldoveni sau olteni, când ne întâlnim, spunem bancurile astea și râdem copios, nu unul de altul, ci cumva unul cu altul. Adică ardeleanul pune pe masă o pălincă, vine olteanul cu zaibărul, bă, și dacă vine și moldoveanul cu moldoveanca lui și cu niște poale în brâu de alea adevărate, niște plăcinte de alea adevărate, păi mai mare unitate națională în ridendo castigat mores nu găsești, da? Adică râdem. Dar Câțu a trecut de stadiul ăsta și el se transformă într-un banc. De ce? Dom'le, vreau funcție. Mă înțelegeți? Eu sunt de acolo, din bancul ăla, eu vreau funcție, mâncați așa. Adică, de unde știm asta? Păi, Ciucă începe să-l dea de gol, deja cred că enervat și cumva jenat de postura asta în care și-o găsit și Iohannis, și-o găsit și Câțu, un general pe care să facă papagal. Mă, general papagal n-am mai găsit, am văzut, cred că erau papagalii cardinal, dar papagal general eu n-am văzut. Bun, și atunci, ce auzim noi? Păi, generalul Ciucă, desemnat premier, a cerut PNL-ului, că nu el șeful PNL-ului, să lase să negocieze cu USR. Bă, hai să refacem coaliția, avem nevoie de stabilitate, adică criză sanitară, criză economică, criză socială, criză politică, trebuie să o rezolvăm cumva. PNL, prin vocea lui Câțu, a zis, niet, nu negocia cu USR-ul. Ok, bă, atunci lăsați-mă, arată Ciucă, lăsați-mă să negociez cu PSD-ul. Dom'le, nici gând cu PSD-ul. Opa. Păi și eu ce fac? Las că trece. Ciucă deja și-o dat seama de manevrele lui Iohannis. Probabil Iohannis acum, lui Iohannis îi pare foarte rău că l-a promovat pe sergentul ăsta major numit tovarășul Câțu. Dar n-are ce să facă. Ai luat proasta, du-te cu ea, tată, că asta este. Și se trezește, bine mă, și-o cu cine guvernezi? Băi, las că trece. Iese Câțu, iese Ciucă ieri și zice, bă, eu după matematica parlamentară nu cred că iese. Da? Între timp se auz zvonuri cum că, domnule, PSD-ul ar fi vrut să intre la guvernare. Sigur că face pe fata mare, dar n-ai cal alb, dar n-ai BMW-ul, dar dă-mi și mie cardul tău, măcar pinul, nu-ți dau pinul până nu dai pinul. Tot felul de nebunii de astea aiuristice, de bine, bă, ce faceți? Bun. PSD-ul zice, domnule, nu. Noi nu vrem să intrăm la guvernare. Între timp aflăm că a cerut 8 ministere. Adică USL 2.0, USL 3.0, USL până la sfârșitul zilelor noastre. Bun. Ce îl împiedică pe tovarășul Câțu să își salveze până la urmă propriul guvern? Da? Ce îl împiedică pe Iohannis? Iohannis cred că nu mai are forță. Adică ai avut o forță să-l pui pe Câțu președinte la PNL-ul, da? Dar acum ăștia zic, bă, dar ăsta așa mai are un pic. E la sfârșitul, la al doilea mandat, nu mai poate candida, nu mai are ce să ne facă. Îi bătrân, îl dor oasele, ha, putem să dăm cu pietricele în curtea lui și în geamul lui. Dacă n-are cum să fugă după noi. Câțu, pe de altă parte, băi, am fost premier, îți dai seama, eu ăla, tunsul felegunsul pe la poliția americană, da, cu beri în cap. Păi și acum ăștia mă pun ce? M-a pus președinte la PNL și nimic? Ce e președinte la PNL când o grămadă de peneliști pleacă din partid? Da, vreo 11 deja alăturați lui Ludovic Orban. Și atunci noi ne aflăm într-o dilemă. Bă, ce facem cu Câțu? Dați-i, bă, niște 300 de alea de sergent major, a intrat omul în armată. Moldoveanul se gândește și el, bă, dar ce-i pune în ciorbă? Ce-i pune în zama aia? De unde mai au aluat făină pentru poale în brâu? Că ăștia cu criza lor rat tot. Ardeleanul zice, bă, dar păi, nu mă enervați, că eu mă duc acasă și când mă duc acasă, mă duc cu tot acasă mea. Da? Adică,
vedem și noi că ceva nu e în regulă. Cât o veni repede să se laude dintr-o dată, bă, și asta mi-am amintit de lecțiile de geografie din liceu. Cum ne lăudam noi pe timpul lui Ceaușescu, se lăudau ei, prim secretarii, nu eu, dar și nici tu. Domnule, România are a doua producție de oțel pe cap de locuitor după Suedia. Bă, și ce folosea mie producția aia pe cap de locuitor? Era o chestie de așa cumva să-ți mai învârtoșească, să-ți mai sangvinizeze cumva stima de sine poporană. Da? Vine Câțu acum și zice, domnule, am depășit ca PIB, pe cap de locuitor, Ungaria, ne pregătim să depășim Polonia. Și? Păi cum depășești tu Polonia și cum depășești Ungaria? Că românul nu trăiește mai bine nici decât ungurul și mai bine nici decât polonezul. Îi au autostrăzi, vezi că iau tot măsurile care trebuie luate. Da, vine Orban Victor, spune, bă, nu știu ce faceți voi acolo, da, vaccinare obligatorie pentru aia care lucrează cu publicul. Da, bă, știi. Da, polonezi iau și ei cam toată infrastructura la care noi doar visăm. Ce ne folosește că statistic, da, avem pibudita mai buboiul în cap, bă, ce tari suntem. Da, autostrăzi, ioc, avem numai cioturi, spitalele, vai de capul lor, da? Fiica mea în clasa 9 acum niciodată n-a avut din clasa 0 începând manualele pe băncile școlii, dar noi suntem cu PIB-ul mare, mă, ni s-o sculat PIB-ul. Da, s-o sculat bădică 3 ani, știi tu cum era chestia aia cu plugușorul. Da, așa e că acum cu plugușorul ăsta, lui Câțu. Adică suntem puși dintr-o dată în fața unor vremuri pe care noi le-am mai trăit. Bă, dar ce arde asta? Noi am mai trăit prostiile astea de vremuri. Și ăla scornicește, ăla tot pe acolo era pe lângă Câțu, prin aceeași regiune în care ăștia politicienii vor să fie neapărat sergenți majori. Asta nu înseamnă să nu luați cumva că, cum să zic, vreau să minimalizez rolul Olteniei. Că stați liniștiți că ardelenii Iohannis, vorba vine Ardelean, după buletinii Ardelean ăsta, da? Și o grămadă de alții, Florin Roman și Rareș Bogdan, mă rog, ăștia sunt de la noi, da? Cum din Moldova îi Relu Fenechiu și era Hrebenciu și o grămadă de... Adică, auzi, geniile și zoiele nu au naționalitate. Ei sunt internaționali, ei sunt universali. Știi, ceva în genul ăsta și la lumea politică. Atunci când te apucă puterea, nu mai contează de unde ești, de unde vii pe buletin, să vezi ce s-a întâmplat. Nu, nicio chestie. Noi suntem ăia puternici. Și după aia ne mirăm că vine presa germană. Presa germană la care te-ai fi așteptat să zică, bă, Iohannis se scrie cu doi N, Claus cu K, e de-a nostru. Dar vine Hamburger Morgan Post, care titrează, tată, așa, și ne pune oglinda în față. Idioții Europei. Oai, ce s-a enervat dacul verde. Energiile de sub buce s-au răscolit, s-au învârtoșat. Doar că idioții Europei, pentru că se uită către Europa des, către România, către Bulgaria, către Ucraina. Și neamțul zice, bă, dar păi cu ăștia ce-s? Ce Dumnezeu se întâmplă cu ăștia? Că uite la ei cum se infectează. Rolul conducătorilor, rolul liderilor politici este total contaminat. Intervine și biserica. Biserica nu e așa care se apucă și zică, băi, dar să vezi că o fi, că o păți. Am spune, dar n-avem limbă. Da? Conspirații. Sigur că da, sigur că ai o lege prin care site-urile astea conspiraționiste, televiziunile conspiraționiste sunt oprite. Dar nu se aplică legea. Cum să se aplice legea? Păi nu știți că românul știe că democrația e să faci tot ce vrei tu? Vai de mine, dar ieșim în stradă. Aseară mă uitam la România TV, erau vreo 40 de bașbuzuci în stradă, protestau împotriva restricțiilor, împotriva certificatului verde. Eu nu înțeleg o treabă. Bă, duceți-i, faceți un comitet de primire. Dom'le, când sunt ăștia cu restricții? Bună ziua, noi suntem... Comitetul de primire, suntem, uite, un medic, o asistentă, un infirmier, un șofer de ambulanță. Faceți și voi un comitet care să vină să vadă despre ce e vorba. Uite, tu de acolo, care ești fără mască, cum ar fi? Hai mă, nu fi fraier, hai cu mine prin ambulanță să vezi cum aduc și
cum stau bolnavi în ambulanță, ia tu, mărioară, și tu ești fără mască și ai tricolorul închet și ăla lupul dacic, hai cu mine la ATI, dar nu-ți lua mască, nu fi fraieră, că virusul după capul tău nu există, păi nu există, băi, vino acolo la ATI. Știi, și stai cu un pic acolo, spun un Pampers, dacă așa avem noi, că nu ne putem mișca, suntem în combinezoanele alea câteodată 24 de ore, îți spun un Pampers și vii cu noi, știi? Și stai acolo un Pampers ca un bebe mic, să-ți arătăm ce e la ATI. N-ar fi mai bine așa? Și tu, cel infirmierul, sau nu știu cum se numesc cei care trebuie să împacheteze, și da, e termenul corect, să împacheteze morții în sacii ăia negri. Uite, te-aș invita pe tine ăla și tu ai steagul. Steagul ferm, tată. O să scula bănica Traian, da? Și s-a întâlnit cu bănica Decebal. Știi, și a fost o familie tradițională. Și vino și tu să punem niște morți acolo pe masă și să-i punem în sacul ăia de plastic. Și uite, aș mai pune în comitetul ăsta de primire și un gropar. Și un excavatorist. Vii acolo, uite, băi, băieți, uite, aici suntem în aer liber, puteți veni toți, nu mai protestați aiurea de amoaca în centrul București, în fața guvernului, veniți la noi să săpăm niște gropi, că iar au murit vreo 500. Asta trebuie făcut. Adică, pur și simplu, te uiți la o țară care este dezmembrată de sinele ei, pe românește. Ești dezmembrat de sinele tău când pur și simplu ești o țară zilier, o țară de pe o zi pe alta, o țară care lucrează cu ziua, la tot ce înseamnă plămădirea propriei istorii. Înțelegeți? Despre asta este vorba. Despre non-istorie, despre an-istorie, despre lipsa istoriei într-o țară care se căcâie de foarte multă vreme, să prindă și ea acolo o bucățică de istorie, să prindă și ea o tresă de aia de sergent major. Și nu o prinde, mă. Nu o prinde. Cred că are ceva universul cu ea. E o conspirație. V-am pupilizat. Să fie semnificativ. Și sănătate. Pa! Hai ce m-am încălzit, mă!